Intrăm într-o nouă carte și aveți resurse la dispoziție, aveți un comentariu, dacă vi se pare prea gros, să nu luați Romanii în mână sau unul Corinteni, dar mulțumesc foarte mult lui Dorin Mureșan, care, cu înțelepciunea care a adus Dumnezeu, a redus comentariul la câteva pagini. Așa că dacă sunteți foarte grăbiți, puteți lua rezumatul. Dar cei care sunteți în grupuri și vreți să parcurgeți cu noi cartea, aveți și ghidul pe 1 Cronici. Le găsiți toate la secretariat. Îmi pare rău, fraților, că despre un astfel de subiect trebuie să vorbesc în lacrimi. Cartea Cronici ne va aduce aminte că am fost creați pentru a domni. Pentru a domni nu doar în lumea aceasta, dragii mei, ce există, ce e mai frumos după ce vom pleca de aici. E o carte unică în Vechiul Testament pentru că are cel mai larg ambitus în ce privește perspectiva asupra istoriei. Dacă priviți imaginea din fața voastră și veniți cu mine din stânga, aveți primele 6 cărți, până la Iosua inclusiv, Pentateuhul plus Iosua, după care este zbaterea aceea din Judecător și urmează 3 împărați, Saul, David și Solomon. Din pricina neascultărilor lui Solomon, regatul se rupe, 10 seminții la nord, capitala Samaria pleacă în robia siriană în 722, 2 seminții la sud, unde era și templul, rămân în picioare încă 100 de ani și pleacă în robia babiloniană în 586, 70 de ani de robie se termină cu edictul lui Cir în 539. Cronicarul se plasează undeva în epoca post-exilică, deci după întoarcerea din robie și privește istoria. Dar nu privește istoria ca să ne relateze evenimentele ei, pentru că cărțile 1 și 2 Cronici nu sunt o carte de istorie, ci o carte de profundă teologie. Privește istoria ca să înțeleagă ceva din adevărul central pe care Dumnezeu l-are pe inima lui pentru om. Și asta este rostul acestor cărți. Extraordinar importante. O carte de teologie cu semnificații deosebit de profunde. Dacă priviți cu mine cartea 1 și 2 Cronici, vedeți că cronicarul începe cu primul om, cu Adam. Urcă apoi în planurile lui Dumnezeu, până când un descendent al lui, un urmaș al lui Adam, Solomon în speță, șade pe scaunul de domnie al Domnului. Dar deși a cerut înțelepciune și Dumnezeu i-a dat-o, cred că jumătățile de măsură ale lui Solomon au provălit sau au pornit istoria pe topoganul robiei. Au urmat alți împărați, cred că capacul a fost pus de Manase și Dumnezeu spune prin proroc, din pricina lui Manase, nu iert. Și astfel istoria se prăvălește în groapa robiei babiloniene, despărțirii de Dumnezeu. Dar pentru că Dumnezeu a alcătuit planuri în sine însuși pe care noi nu le putem dejuca decât în ce ne privește, planurile lui se vor împlini. Obișnuiesc să spun că căruța lui Dumnezeu va ajunge la destinație cu tine sau fără tine. Dar Dumnezeu își va împlini planurile. Istoria nu este lăsată în groapa robiei babiloniene, ci observați ultimele versete din 2 Cronici. Pornesc din nou în ascensiune, aducându-ne aminte de faptul că Dumnezeu este suveran și El decide asupra istoriei în general și asupra vieții fiecăruia dintre noi. Dați-mi voie în lumina acestei imagini să vorbesc un pic despre structura cărții. Observați, există o pantă urcătoare, ascendentă, pe urmă aveți o pantă descendentă și istoria se redresează în ultimul moment și toate secțiunile din carte sunt marcate în felul acesta. Partea ascendentă a graficului vorbește despre etapele pe care le va parcurge planul lui Dumnezeu până când îl va așeza pe om pe scaunul lui de domnie.
este planul lui Dumnezeu, este lucrarea lui Dumnezeu și indiferent ce a făcut omul, Dumnezeu nu se răzgândește. Și de aceea istoria parcurge etapă după etapă până când un urmaș al lui Adam șade pe scaunul de domnie al Domnului. Partea descendentă a graficului vorbește despre condițiile în care omul, tu și cu mine, vom ședea pe scaunul de domnie al Domnului. Și pentru că omul atins de păcat de cele mai multe ori falimentează, Dumnezeu este Cel care ridică din groapa aceasta falimentului istoria ca să o ducă mai departe, să-și împlinească planurile Lui. Și asta este partea a treia. Dacă ați observat, în Cartea Cronici, ca de fapt în toată Biblia, se împletește partea Lui cu partea noastră, responsabilitatea Lui cu responsabilitatea noastră. Și aș cita din Noul Testament, ca să înțelegem mai bine adevărurile din Vechiul Testament. În 2 Petru, capitolul 1, versetele 3 la 11, Petru ne spune că Dumnezeu este Cel care ne-a dat, și asta este partea Lui, tot ce privește viața și evlavia. Dar apoi trebuie să vă dați și voi toate silințele. Dacă eu elimin partea a doua, nu pot să mă bucur de prima parte. Cu alte cuvinte, credincioșia lui Dumnezeu trebuie să întâlnească cu credincioșia noastră. Și dați-mi voi să citesc câteva versete din textul din Petru. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava și prin puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești. A domni în viață, a sta pe scaunul de domnie, înseamnă a te lăsa transformat într-o asemănare a lui Hristos, a te face părtaș firii dumnezeiești. Dar ascultați ce urmează. După ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin poftă, observați, Dumnezeu și-are partea Lui, noi ne avem partea noastră. Și versetul 5 continuă. De aceea dați-vă și voi toate silințele, Dumnezeu a dat tot, dați și voi tot, dați-vă toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, răbdarea, evlavia, dragostea de flați și iubirea de oameni. Și versetul 11 conchide. Într-adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dar când intrăm în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ce ne așteaptă acolo? Ne așteaptă un scaun de domnie pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru noi. În chipul acesta vi se va da harul de a ședea împreună cu Hristos pe scaunul de domnie al lui Dumnezeu. M-aș întoarce înapoi la primul volum din Cronici și aveți imaginea înaintea dumneavoastră și aș vorbi în structura cărții despre partea ascendentă a graficului, care ține de planurile lui Dumnezeu. Nu uitați, Dumnezeu este ctitorul întregului plan, El a alcătuit planul în sine însuși și pentru mine și pentru tine, planul pentru om, și este important să înțeleg ce se întâmplă în mintea lui Dumnezeu, în planurile lui Dumnezeu, ca apoi să pot răspunde acestui plan. În prima secțiune vedem cum Dumnezeu, dintr-un om, face o mulțime de oameni. Când l-a creat pe Adam, l-a binecuvântat, i-a spus, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul. Și citind cu greu, știu că foarte puțin o să o faceți, dacă nu vă străduiți, nu adormiți lângă primele 10 capitole, pentru că sunt genealogii, nume peste nume, sau nume după nume, dar dintr-un singur om vezi cum se umple pământul cu popoarele lui Dumnezeu și ele sunt prezentate acolo. Dar din mijlocul națiunilor, Dumnezeu ridică pe Israel, pentru că avea nevoie de Israel, ca de un vas pentru o întrebuințare de cinste, să-și împlinească planurile prin el. Și prima secțiune se termină cu așezarea împăratului Davidic pe tron, căruia Dumnezeu îi va face o promisiune. În secțiunea a doua, deci nu uitați, Israel este ridicat dintre națiuni pentru națiuni. Cu alte cuvinte, Israel a fost ales ca prin el Dumnezeu să binecuvinteze toate familiile pământului. Dumnezeu nu alege pe cineva de dragul lui, ci alege pe cineva de dragul altora. Asta este principiul împărăției lui Dumnezeu. În secțiunea a doua, noul împărat Davidic cucerește Ierusalimul, fiind chemat să domnească peste toate cele 12 seminții și unifică în felul acesta națiunea care după moartea lui Saul s-a rupt în două.
David a domnit 7 ani la Hebron, dar bătrânii vin și îl cheamă să domnească peste toate semințiile și el cucerește Ierusalimul și face din Ierusalim capitala tuturor celor 12 seminții. Nicio altă seminție nu se putea lăuda cu Ierusalimul mai mult decât oricare altă seminție dintre cele 12. Dar, practic, dacă binecuvântarea pentru care l-a ales Dumnezeu pe Avram a fost să-L aducă pe Dumnezeu în viața noastră, dragii mei, aș putea numi această binecuvântare Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Dar dacă Dumnezeu este împăratul, atunci cucerirea Ierusalimului aș putea să o numesc pregătirea cetății de scaun pentru împăratul care va veni să domnească peste poporul lui și prin poporul lui peste întregul pământ. În secțiunea 3 îl vedem pe Domnul însuși venind la Ierusalim. Chivotul Domnului este adus la Ierusalim în cortul pe care l-a pregătit David și cronicarul îl numește pe Dumnezeu cel ce șade între heruvimi. Cu alte cuvinte, chivotul nu era o cutie, era tronul lui Dumnezeu și Dumnezeu ședea pe tronul respectiv. Și alături de Dumnezeu, în planurile lui, ne-a gândit și pe noi să ședem. Deci secțiunea 3 este venirea Domnului la Ierusalim. Secțiunea 4 vorbește despre războaiele lui David, despre înfrângerea tuturor dușmanilor, până când Dumnezeu face un pas înapoi, să-l lase față în față cu dușmanul cel mai mare, cu Satan. Și acolo David falimentează, pentru că el uită că a câștigat toate biruințele prin puterea lui Dumnezeu și spre slava lui Dumnezeu și își numără poporul ca să vadă câți oștene are la dispoziția lui. Și lucrul acesta îl costă extrem de scump. Peste 70.000 de oameni mor în Israel, loviți de Domnul, din pricina păcatului pe care l-au comis împreună cu împăratul lor. Ultima secțiune ne va atrage atenția asupra faptului că totul vine din el, prin el și pentru el. Dar atunci când vorbesc despre înfrângerea tuturor dușmanilor, mă gândesc nu la David, ci la adevăratul împărat Davidic. Și ascultați ce scrie David despre el în Psalmul 110. Domnul a zis Domnului meu. Este David, Domnul și Domnul Domnului, da? Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe toți vrășmașii sub picioarele tale. Iar Pavel în 1 Corinteni 15 cu versetul 25 continuă căci trebuie ca el să împărățească până va pune pe toți vrășmașii sub picioarele sale. Vrășmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea. Adă, Doamne, ziua aceea, mai curând. Ultima secțiune vorbește despre pregătirea pentru ridicarea, zidirea templului. David este bătrân, Solomon a fost coregent cu el și acum este numit împărat și David încredințează toate planurile templului și toate materialele adunate pentru templu. Și în 2 Cronici îl vom vedea pe Solomon ridicând templul Domnului. De ce era nevoie de un templu? Dragii mei, templul este singura interfață care permite unui om păcătos să se apropie de Dumnezeu de trei ori sfânt. Dar templul acesta era un templu de pietre. Și Dumnezeu, spune Solomon însuși la inaugurarea acestui templu, nu locuiește în temple făcute de mâini omenești. De ce ne-a creat Dumnezeu pe noi după chipul și asemănarea sa? Oare nu cumva ca noi să fim templele lui, templul Duhului Sfânt, ca Dumnezeu, Tatăl, Fiul, prin Duhul Sfânt să locuiască în noi? Dar ca lucrul acesta se poate întâmpla, mai întâi a trebuit să vină acela care a zis, stricați templul acesta, în 3 zile îl voi zidi iarăși. În el locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. El șade pe scaunul de domnie al Domnului cu adevărat. Dar în bunătatea lui, el n-a vrut să domnească de unul singur. Și de aceea, templul lui Dumnezeu am devenit noi împreună cu el. El este temelia și piatra din capul unchiului. Dar noi, ca niște pietre vii, suntem zidiți împreună să devenim un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Templul pe care îl pregătea David și Solomon erau doar o prefigurare a templului în care Dumnezeu dorea să se mute. Și în ultimă instanță, templul acesta va fi noul Ierusalim cu oamenii și Dumnezeu însuși va fi în mijlocul lor. Oare care să fie mesajul unei astfel de cărți? Interesant, mesajul cărții Cronici nu se leagă în mod neapărat de planurile lui Dumnezeu, ci de răspunsul omului la planurile lui Dumnezeu.
Uitați-vă încă o dată la imagine. Primul om este Adam și 1 Cronici urcă până în capitolul 29, versetul 23, în care Solomon a șezut pe scaunul de domnie al Domnului. Dacă aș enunța tema acestei cărți, ea ne vizează pe fiecare. În ce condiții va ședea omul? Și aici nu e vorba de o elită, ci e vorba de tine, e vorba de mine, e vorba de toți cei care am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. În ce condiții va ședea omul pe scaunul de domnie al Domnului? Ăsta este mesajul cărții Cronici. Dragii mei, mesajul acesta se plămădește într-un fel în cele 5 secțiuni ale cărții. Observați că se vinde la punctul A la punctul B, de la 1 cu 1 până la 29 cu 23, trebuie să trec prin toate cele 5 secțiuni. Și fiecare secțiune se va opri înaintea mea cu o întrebare. În baza autorității cui va ședea omul pe scaunul de domnie al Domnului? În baza puterii cui? În baza programului cui? Spre slava cui? Și pe cheltuiala cui? Întrebările la care trebuie să dăm răspuns de-a lungul acestei cărți. Dar m-aș opri o vreme lângă conceptul acesta, a ședea pe scaunul de domnie al Domnului. Oare cum să iau această expresie? Este o vorbire figurativă, o metaforă sau este o realitate? Nu uitați, în vremea respectivă, toți împărații se numeau fiii lui Dumnezeu. Gândiți-vă doar la faraon, fiul lui Re, da? Sau fiul lui Ra. Toți împărații din jur pretindeau că sunt de sorginte divină, că sunt puși pe tron de către Dumnezeu și Dumnezeu însuși este de partea lor. Dacă așez cartea Cronici în vremea respectivă, este firesc să-mi pun întrebarea. Oare nu cumva și afirmația din versetul 23 din capitolul 29 este o metaforă pe care nu trebuie să o iau foarte în serios? Este doar un fel de a vorbi în vremea respectivă. Dacă mă uit din nou la cartea Cronici, versetul 1 până în versetul 23 din 29, și citesc versetul 23 cu atenție, Solomon așezut pe scaunul de domnie al Domnului ca împărat în locul tatălui său David. Solomon așezut pe scaunul de domnie al Domnului ca împărat în locul tatălui său David. Dar ce are David și Solomon cu scaunul de domnie al Domnului? Sau ce are omul, eu și cu tine, cu scaunul de domnie al nevăzutului Dumnezeu? Dragii mei, pentru asta este foarte important să ne oprim la primul personaj din imagine, la Adam. Dumnezeu l-a gândit pe om și l-a creat pe om ca să fie coregent cu el pe pământ, ca să domnească. Asta a fost scopul lui Dumnezeu pentru Adam. Apoi Dumnezeu a zis, spune versetul 26 din capitolul 1 din Genesa, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Dacă Dumnezeu este împărat, omul trebuie să fie împărat. Asta înseamnă după chipul lui, după asemănarea lui. El să stăpânească, observați, cuvântul acesta nu se potrivește decât în gura împăraților, să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul, peste orice teritoare care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească, parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și împărățiți pe el, supuneți-l, spune textul. Stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Adam a fost gândit și creat să fie coregent cu Dumnezeu, să fie stăpân, să fie domn, să domnească. Dar Adam a sfidat autoritatea lui Dumnezeu și și-a vândut astfel dreptul de a domni. Practic, Dumnezeul veacului acestuia, Domnul veacului acestuia, a fost cel care i-a vândut Adam domnia. De unde vii? Îl întreabă Dumnezeu în Iob. Vii de la cutreierarea moșiilor mele, cutreierarea pământului. Observați ce s-a întâmplat acolo în Eden. Ceea ce este extraordinar este că Dumnezeu a făcut planuri pe care omul să nu le poată dejuca. Cu alte cuvinte, Dumnezeu își duce planurile la îndeplinire, indiferent ce facem noi. Își duce planurile la îndeplinire. Și de aceea Dumnezeu n-a lăsat istoria în groapa
în care a aruncat-o Adam prin sfidarea autorității lui. În grădina Eden, la judecată, el a zis, vrășmășie voi pune între tine, șarpe, și femeie, între sămânța ta, sămânța ei, tu îi vei zdrobi călchiul, dar el îți va zdrobi capul. Cu alte cuvinte, Dumnezeu promite pe cineva care să mântuiască, să redea omului dreptul de a domni pe pământ în veacul acesta și în veacul viitor. Uitați-vă la planul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu ridică pe Israel din mijlocul națiunilor, el în planul său alege linia mesianică, purtătorii seminței mesianice. Istoria începe cu Adam. Cain îl omoară pe Abel, dar Dumnezeu înlocuiește cu Set. Din Set se naște Noe. Noe are 3 fii, Dumnezeu alege pe Sem. Din Sem sau din Semit se naște Avram. Dumnezeu îl alege pe Avram ca din coapsele lui să descindă cel promis în Genesa, capitolul 3, versetul 15. Linia purtătorilor seminței mesianice a împăratului Davidic continuă prin Isaac, Iacov. Iacov are 12 fii, Dumnezeu alege pe Iuda. Din Iuda se naște David. Și Dumnezeu face cu David un legământ care este extrem de important în mintea cronicarului. Extrem de important pentru că Hristosul sau Mesia urma să se nască din sămânța lui David în ce privește trupul. Maria a fost purtătoarea lui Hristos, purtătoarea lui Dumnezeu. Pe linia aceasta ascendentă de la Adam până pe scaunul de domnie trebuie să așezăm legământul davidic, fiind ultimul punct de flexiune sau ultima promisiune pe care Dumnezeu o face. Fiul lui David urma să fie Mesia însuși. David ajunge împărat peste tot Israelul și Hiram, un împărat vecin, ca să-l cinstească, își trimite slujitorii și materiale de construcție și face un palat. Un palat de piatră și lemn de cedru. Și într-o dimineață, David se uită pe fereastră și vede pe Dumnezeu, care era adevăratul împărat în Israel, stând într-un cort și se rușinează. Zice, Doamne, ceva nu-i în ordine. Dacă tu ești împăratul, tu ar trebui să stai în palat și eu să fiu în cort, dacă tu ești împăratul lui Israel. Și îl cheamă repede pe proroc și îi spune, uite-te ce vreau să fac, să-i fac Domnului o casă cu mare fală, cu mai multă fală decât casa mea. Nathan îi spune, Domnul este cu tine, fă ce crezi că e bine și pleacă. În noaptea aceea Dumnezeu bate la ușa lui Nathan și a zis, Nathane, a uitat să mă întrebi, du-te înapoi la David. Și citiți, vă rog, capitolul 17, cât de gentil este Dumnezeu când îi ia lui David jucăria din mână și spune, îmi pare rău, nu tu îmi vei zidi o casă. Cu alte cuvinte, nu tu și nu acum. Lucrurile se întâmplă după planul și programul meu, nu după planul și programul vostru. Dar îi pune în schimb în mână o promisiune incredibilă. Domnul îți va zidi o casă. Când se vor împlini zilele și când te vei duce la părinții tăi, voi ridica sămânța ta după tine și anume pe unul din fiii tăi și îi voi întări domnia. El îmi va zidi o casă și îi voi întări pe vecie scaunul de domnie. Notați, pe vecie scaunul de domnie. Eu îi voi fi tată, el îmi va fi fiu și bunătatea mea, nu-mi voi mai îndepărta bunătatea mea de la el, cum am făcut-o de la cel dinaintea ta. Îl voi așeza pentru totdeauna în casa mea și în împărăția mea, scaunului de domnie va fi întărit pe vecie. Nathan vine și spune lui David toate aceste cuvinte din partea lui Dumnezeu. Ce conține de fapt legământul davidic? Un scaun de domnie veșnic pe care va sta un împărat preot dintre muritori. Cu alte cuvinte, un om. Unul din fiii tăi, Davide, David era un om încărnășoase, ca și tine, ca și mine, va ședea pe scaunul de domnie al Domnului. David apucă cu amândouă mâinile promisiunea și rostește o rugăciune incredibilă, dragii mei, ca răspuns la promisiunea pe care o face Dumnezeu, din care voi spicui doar câteva versete. Versetul 23 din capitolul 17 până la 27. Acum, Doamne, cuvintele pe care le-ai rostit asupra robului tău și asupra casei lui să rămână veșnic și fă după cuvântul tău. Doamne, tu ai vorbit, eu aștept ca tu să împlinești. Fă după cuvântul tău. Să rămână pentru ca numele tău să fie slăvit
pe vecie. Numele tău să fie slăvit pe vecie. Observați inima lui David. Doamne, nu-s supărat pe tine că mi-ai luat jucăria din mână, dar vreau ca prin ce se va întâmpla numele tău să fie slăvit pe vecie, ca toate neamurile să știe că Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, este Dumnezeu pentru Israel și că casa robului tău, David, va fi întărită înaintea ta. Versetul 25, căci tu, Doamne, ești, ai vorbit robului tău, spune textul, că îi vei zidi o casă. De aceea a îndrăznit robul tău să se roage înaintea ta. Acum, Doamne, tu ești adevăratul Dumnezeu și tu ai vestit harul acesta robului tău. Binecuvintează, dar, casa robului tău, ca să rămână pe vecie, ca să rămână pe vecie. Căci ce binecuvintezi tu, Doamne, este binecuvântat pentru veșnicie. Observați cât preț avea cuvântul lui Dumnezeu pentru David, se apucă de acest cuvânt și zice, Doamne, nu te las până nu mă binecuvintez, până nu mă binecuvintez. Atunci când vezi promisiunea făcută de Dumnezeul lui David, înțelegi că a ședea pe scaunul de domnie al Domnului nu e o metaforă, nu e o figură de vorbire, ci este o realitate cu semnificații teologice incredibile. Dragii mei, legământul davidic a devenit temelia pentru profețiile mesianice ulterioare. Toți psalmii regali mesianici se întemeiază pe această promisiune. Isaia, Ieremia, Ezechiel, Zaharia, toți vorbesc despre împlinirea acestei profeții, indiferent ce s-a întâmplat în istorie. Oamenii lui Dumnezeu s-au apucat de această promisiune a lui Dumnezeu. Din păcate, urmașii lui Avram prăvălesc istoria în groapa robiei babiloniene a despărțirii de Dumnezeu. Și totuși, Dumnezeu care este Dumnezeu nu-și lasă planurile călcate în picioare. El le duce mai departe. El le duce mai departe. Uitați-vă încă o dată la 1-2 Cronici și urmăriți ultimul segment din carte. Ultimul segment din carte sunt câteva versete împrumutate din Ezra. Probabil că autorul cărții Ezra este și autorul cărții Cronici, cronicarul. Dar de ce a adăugat aceste versete? Altfel, toată istoria ar fi rămas în groapa despărțirii de Dumnezeu. Dar așa, cronicarul vine și ne spune că istoria va continua. În anul întâi al lui Cir, împăratul Persilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, dar oare ce a rostit Ieremia? Capitolul 29, începând cu versetul 10. Dar iată ce zice Domnul, spune Ieremia, de îndată ce se vor împlini, ce vor trece cei 70 de ani ai Babilonului, îmi voi aduce aminte de voi și voi împlini față de voi făgăduința mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta. Căci eu știu gândurile pe care le-am cu privire la voi, gândul de pace, nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Și acum vă întreb, oare ce era în mintea lui Dumnezeu când rostește prin Ieremia aceste cuvinte, să vă dau un viitor și o nădejde? La ce viitor se gândea el? La încă 10 ani de viață pe pământ? La puțin mai multă bogăție și prosperitate, adevărat, toate astea sunt promise în Biblie pentru Israel, va fi cap și nu coadă, dacă vor sta alipiți de Domnul, în ascultare de Domnul, dar în mintea lui Dumnezeu, din veșnicie, exista un alt viitor și o altă nădejde. Și nădejdea și viitorul acestea sunt legate de dorința lui Dumnezeu de a-L vedea pe om șezând pe scaunul de domnie al Domnului. De aceea, în anul întâi al lui Cir, împăratul Persilor, Domnul a trezit Duhul lui Cir, împăratul Persilor, ca să facă această vestire prin scris și prin viriu grai în toată împărăția lui. Așa vorbește Cir, împăratul Persilor. Domnul Dumnezeul oștirilor mi-a dat toate împărățiile pământului și mi-a poruncit să-i zidesc o casă la Ierusalim, în Iuda. Cine este din poporul Domnului? Dumnezeu să fie cu el și să plece. Cu alte cuvinte, ultimele versete din 2 Cronici ne spune că istoria va continua. Dumnezeu își va împlini planurile pe care le-a alcătuit în sine însuși. Și tocmai de aceea efectele legământului davidic nu se opresc în spațiul vechiului legământ. Transcend vechiul legământ, intră în noul legământ ca să se împlinească în el. Priviți încă o dată cele două cărți, dar de data aceasta ia ultimul segment și îl mut sus să ducă istoria mai departe în ascensiunea
pe care Dumnezeu a gândit-o în planurile sale. Luați doar prima carte din Noul Testament. Știți cum începe? Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. Cu alte cuvinte, Iisus Hristos este parte din descendenția adamici, deși este al doilea Adam și el este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, dar în ce privește trupul, el a intrat în istorie, dragii mei, ca să răscumpere tot ce au vândut Adam și împărații care au urmat în frunte cu Solomon. Veniți cu mine la sfârșitul vieții lui, stă înaintea dregătorului și dregătorul întreabă, ești tu împăratul iudeilor? Iisus știa cât îl costă răspunsul. Știți ce spune? Da, sunt, dar împărăția mea nu este din lumea aceasta. L-au luat, l-au pus pe o cruce, l-au aruncat într-un mormânt, dar a treia zi, Hristos a înviat. Dragii mei, Hristos a înviat. Dacă iau și pun istoria înaintea mea, văd că Adam a fost creat de Dumnezeu, gândit de Dumnezeu ca să domnească pe pământ, dar și-a vândut dreptul de a domni. Și-a vândut dreptul de a dormi, înfruntând autoritatea și puterea lui Dumnezeu și dorind să acapareze slava lui Dumnezeu. A vândut dreptul de a domni. În Hristos putem recâștiga dreptul acesta. În Hristos, oricare dintre noi, putem recâștiga dreptul acesta. Și aici e vorba despre o dublă domnire. A domni pe pământ în viața aceasta și a domni în veacul viitor. Ascultați ce spune Pavel în capitolul 5, versetul 17. Dacă deci prin greșeala unuia singur, și acesta este Adam, cel care ne-a vândut împreună cu el, celui rău, și astfel am ajuns cerșetori, dragii mei, am ajuns cerșetori în loc de domni, astfel, dar, dacă deci prin greșeala unuia singur, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult, cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii, vor domni în viață. Prin acel unul singur care este Iisus Hristos. Vor domni în viață prin acel unul singur care este Hristos. Un adevăr extrem de important, de reținut. Dragii mei, recâștigarea acestei domnii este prin Hristos. Continuarea acestei domnii este cu Hristos, împreună cu Hristos și prin Hristos. Despărțiți de El, nu avem nimica. Noi suntem o mlădiță în viță, noi nu suntem cu viața în noi. Noi trebuie să împrumutăm viața și puterea și trebuie să dăm slava, roada înapoi celui care ne-a făcut acest har, să dăm slava înapoi lui Dumnezeu. De aceea domnia este posibilă doar prin și doar alături de Domnul Iisus Hristos. Știți de ce? În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus, nu în mine, m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Ca să pot domni, trebuie să am putere asupra vrășmașilor mei. Ori puterea nu este la mine, puterea este la El. Legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Sau versetul 32 din Romani 8. El, Dumnezeu, care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său. De ce? De dragul planurilor sale. Ca să le împlinească, ca să-L vadă pe om domnind împreună cu Fiul Său, El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți. Cum nu ne va da fără plată împreună cu El, dar numai împreună cu El, toate lucrurile, toate lucrurile. A ședea pe scaunul de domnie este un concept cu o dublă semnificație. Dragii mei, Dumnezeu ne-a creat să ședem pe scaunul de domnie în veacul acesta și în veacul viitor. În veacul acesta și în veacul viitor. Vă spuneam, nici aici și nici acolo nu putem domni fără El, decât prin El și alături de El. Pentru că Domnul a avut planuri mult mai mari pentru om decât doar pentru 70-80 de ani de viață aici. Eu n-am fost creat, dragii mei, pentru acum și aici, dar atunci întrebarea mea este, care-i rostul acestui acum și aici? De ce trebuie să suspin, să plâng, să mă ridic, să umblu, să mă leg de Hristos, să mă lupt cu îndoierile, cu frământările? Care-i rostul acestei vieți? Versetul 5 din Evrei, capitolul 2. În adevăr, nu unor îngeri a supus El lumea viitoare despre care vorbim. Nu-i vorba despre lumea asta, despre o altă lume. Împărat
Da, sunt împărat, dar împărăția mea nu este din lumea aceasta. Ba mai mult, continuă textul, cineva a făcut undeva următoarea mărturisire. Ce este omul ca să se aduce aminte de el sau fiul omului ca să-l cercetez? Ascultați versetul 7. L-ai făcut pentru puțină vreme, mai pe jos de îngeri. Cum adică? L-ai făcut pentru puțină vreme, mai pe jos de îngeri, l-ai încununat cu slavă și cu cinste, l-ai pus peste toate lucrările mâinilor tale. Toate le-ai pus sub picioarele lui. În adevăr, dacă i-a supus totul, nu i-a lăsat nimic nesupus. Totuși, acum încă nu vedem că toate îi sunt supuse. Dar m-a prins această expresie. L-ai făcut pentru puțină vreme, mai pe jos de îngeri. Știți ce spune Scriptura? Noi vom judeca pe îngeri. Îngerii sunt duhuri slujitoare, spune autorul aceleiași cărți. Cu alte cuvinte, oare ce mă așteaptă după puțina viață pe care o trăiesc aici? Versetul 9. Da, noi prin Adam am falimentat, dar a venit al doilea Adam să câștige biruința pentru noi și în locul nostru. Versetul 9. Dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme, mai pe jos de îngeri, adică pe Iisus, îl vedem domnind, încununat cu slavă și cu cinste, din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca prin moartea lui, da? El să guste, pentru ca prin voia lui Dumnezeu, el să guste moartea pentru toți. Și ascultați versetul 10. Se cuvenea în adevăr că acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă mulți fii la slavă. Nu e vorba de unul singur, ci de mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferință pe căpetenia mântuirii lor. Observați ce face Pavel, mă obligă să mă întorc în mintea lui Dumnezeu, să văd ce a plănuit, ce a gândit el în veșnicia trecută, când a alcătuit planurile în sine însuși. A gândit mulți fii la slavă. Dar pentru că Adam, având dreptul de a domni, un alt Adam, noul Adam, al doilea Adam a trebuit să vină să recâștige acest drept pentru noi. Și ascultați el pe Domnul Iisus, înainte de a merge spre cruce, în versetul 24 din Ioan 17. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu. Vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu. Cei care cunoașteți textul știți că puțin mai sus spune: Tată, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Acum dăm înapoi slava pe care aveam la tine înainte de întemeierea lumii. Ce slavă? Slava aceea de Domn și Dumnezeu. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, a spus Domnul Iisus Hristos după înviere. Să vadă slava mea, slava pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Frații mei, surorile mele, conform planului lui Dumnezeu, omul, tu și cu mine, am fost gândiți și creați ca să domnim în veacul acesta și în veacul viitor. În veacul acesta și în veacul viitor. În veacul acesta zăbovim pentru puțină vreme într-o stare care e mai pe jos decât îngerii. Pentru puțină vreme. Dar atunci, întrebarea mea este, care-i rostul acestei vieți? Care e rostul acestei vieți? Imaginați-vă că ați fost la mai multe interviuri să vă căutați o slujbă. În sfârșit, cineva mă cheamă și spune: dacă dorești postul acesta, trebuie să accepți o lună de probă. Știți ce e o lună de probă, nu e așa? În luna aceea se întâmplă posibil două lucruri. Unu, te califici, sau doi, te descalifici. Șeful poate veni la tine zâmbind să spune: ai postul, de mâine ești angajat. Sau poate să vină la tine să spune: îmi pare rău, te-ai descalificat. Întrebare. Spuneți-mi, în luna aceea de probă, cum v-ați purta? Vă spun eu cam ce aș face eu. M-aș duce la lucru când îmi cade bine. Aș ajunge de obicei mai târziu, când place să dorm un pic mai mult. Primul lucru pe care îl fac când toată lumea deja lucrează este să-mi fac cafeaua, pendelete, să povestesc. Și apoi mă apuc de lucru și dacă nu-mi convine ceva acolo și nu-mi prea-mi place, o las pe mâine.
Zâmbiți, nu-i așa? Dacă vrei cu adevărat postul respectiv, dacă nu l-ai fi vrut, nu ai fi dus la concurs. Dar dacă vrei cu adevărat, în luna aceea, scos din tine cei mai bun, să impresionezi, să obții, să ajungi. În luna aceea. Vă întreb, dacă viața aceasta este timpul de probă, pentru că realitatea, dragii mei, veșniciei, cei pe lângă bucățica asta de istorie, de noroi, dacă viața asta este timpul de probă în care noi ne calificăm sau ne descalificăm de la ședea în veacul viitor, pe scaunul de domnie al Domnului, vă întreb, ce ar trebui să învățăm de-a lungul acestei vieți? Dacă nu v-ați tăiat vreun deget, aveți și voi încă 5 la fiecare mână, sau dacă nu sunteți unul dintre uriași, da? 5 lucruri aduce cronicarul înaintea noastră. În primul rând, în viața aceasta ar trebui să învățăm să respectăm autoritatea lui Dumnezeu fără compromisuri. Adam a fost așezat în grădina Edenului, dragii mei, într-o realitate cum nici unul din noi nu-și poate închipui cum arăta lucrul acela. Avea tot ce-i trebuia. Putea să mănânce după plăcere din orice pom din grădină, creat după chipul lui Dumnezeu. Având porunca clară, poți să mănânci, dar a venit o altă autoritate și a zis, vei fi ca Dumnezeu. Dragii mei, toți facem compromisuri dorind să obținem ceva. Ori viața asta, dacă este realmente o vreme de probă, ar trebui să învățăm să trăim fără compromisuri, respectând autoritatea lui Dumnezeu, având un singur Dumnezeu, o singură voce în urechile noastre, indiferent ce s-ar întâmpla. În al doilea rând, să ne supunem puterii lui Dumnezeu. În viața aceasta, mai ales ca și creștini, dacă vrem să ședem pe scaunul de domnie al Domnului, ar trebui să învățăm că viața nu se trăiește prin puterea noastră, ci prin puterea Lui. Dacă vrem să-i fim de folos, dacă vrem să ne calificăm, El a zis, veți primi o putere când se va pocorî Duhul Sfânt și îmi veți fi martori. Observați, trebuie să vină de undeva această putere ca să putem trăi pentru Dumnezeu. Și asta ar trebui să învățăm cu fiecare pas. Dragii mei, fiecare faliment pe care îl avem atunci când încercăm prin forțele noastre este binevenit. Este binevenit. Pentru că toate ne învață ca pe David odinioară să ne plecăm sub puterea lui Dumnezeu, să o acceptăm ca singura putere și autoritate în univers. În al treilea rând, să acceptăm cu bucurie planul și programul lui Dumnezeu. Spuneți-mi, nu vă vine să vă obosiți în rugăciune când cereți ceva și nu primiți? Vă întreb. Nu vă vine să le puneți toate jos? Eu vă mărturisesc, mie îmi vine. Problema este că psalmul 139 nu l-am scris eu, ci Dumnezeu, cu mâna Lui. Și lucrurile se întâmplă după planul și programul Lui. Doamne, greu e să înveți asta. Dar abia după ce ai făcut primii 3 pași, începi să zărească și al patrulea, să înveți că viața trebuie trăită spre slava lui Dumnezeu. Dragii mei, nu El este în slujba mea, ci eu în slujba Lui. Nu El a fost creat spre slava mea, ci eu spre slava Lui. Prea multe, Doamne, dăm, Doamne, fă-mi în rugăciunile noastre și prea puțin, sfințească-se numele Tău. Azi noapte neputând dormi, mi s-au terminat rugăciunile și am început să rog, mă rog, rugăciunea Tatăl nostru.
Și am zis, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, și m-am oprit aici. Și mi-am adus aminte de cuvintele Norichii. Nu-i despre noi, e despre El. Până era un pic mai bine, știți ce m-a întrebat Filip? Cum pot eu să-L glorific pe Dumnezeu stând în patul ăsta de-a vreme? Tot El mi-a răspuns. Dacă cei care stați în jurul meu puteți să-I dați slavă lui Dumnezeu pentru ce vedeți, mi-am împlinit menirea. Dragii mei, există un scaun de domnie pentru biruitori. Există un scaun de domnie, dar cel ce va ședea pe acel scaun va ședea nu în baza meritelor și realizărilor lui, ci în baza prețului imens pe care l-a plătit Dumnezeu pentru noi. Îmi pare rău să vă spun. Unii se vor califica, alții nu. Pentru că Domnul Iisus în sus spune, celui ce va birui, îi voi da să șade cu mine pe scaunul meu de domnie. După cum și eu am biruit și am șezut cu Tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Dar dacă realizările mele nu contează, atunci ce înseamnă a birui? Birui înseamnă a te ține de Domnul Iisus. Indiferent ce-ar hotărâ fii credincios până la moarte, te vei fi împărat. Vei ședea pe scaunul de domnie. Frații mei, a ședea pe scaunul de domnie nu e o metaforă, ci este un adevăr cu o încărcătură teologică incredibilă. Ascultați ce spune Pavel, ce scrie Pavel Colosenilor. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. A umblat după lucrurile de sus înseamnă respecta autoritatea, puterea, programul și slava lui Dumnezeu, dragii mei. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit. Și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Dacă e adevărat cuvântul acesta, cel care a înviat cu Hristos domnește împreună cu El. Și când se va arăta Hristos, când îl va hotărâ Dumnezeu, nu-i treaba noastră, programele Lui se împlinesc, vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Dar, Doamne, până atunci, acum când e greu, până atunci, a domni împreună cu Hristos înseamnă că în baza autorității Lui, prin puterea Lui Dumnezeu, să câștigăm biruință după biruință împotriva vrăjmașilor noștri. Dragii mei, Cartea Cronici este plină de lupte. Dar lupta unde David și-a frânt gâtul a fost lupta cu Satan. Și nouă asta ne-a rămas. Lupta cu Satan, cu înșelătorul, cu mincinosul și cu șoaptele lui și cu ofertele pe care el ni le face. Să câștigăm biruința asupra dușmanilor noștri și să învățăm să trăim spre slava lui Dumnezeu. Ca răspuns la îndurarea pe care el ne-o dă în baza prețului imens a cheltuielii pe care el a făcut-o pentru noi. Avem de luptat. Care sunt dușmanii noștri? Textul continuă, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea,
Observați, toate acestea vin din șoapta celui rău. Și cel care cochetează cu maestatea sa satanică, dragii mei, va domni împreună cu el în adâncuri. Curvia, necurăția, patima, poftarea, lăcomia, care este o închinare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării, din numărul lor. Erați și voi odinioare când trăiați în toate aceste păcate, dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrășmășie, de răutate, de clevetire, de vorbe rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Pe măsură ce câștigi biruință după biruință, chipul lui Hristos se modelează în noi, slava lui Dumnezeu se reflectă în noi, ne facem părtași firii dumnezeiești după ce am fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Aici, în Hristos, nu este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici schit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul în toți. Sunt dușman de biruit încă, dacă vrei să șezi pe scaunul de domnie. Lupta nu s-a terminat. Lupta nu s-a terminat. Dar este și o viață de trăit spre slava lui Dumnezeu. Și uitați-vă cum arată o astfel de viață. Astfel, dar, versetul 12, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu Hristos. Învoiți-vă și în relațiile voastre. Îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Hristos, așa iertați-vă și voi. Zilele astea le petrec lângă Filip în majoritatea timpului și se întâmplă să aibă dureri foarte mari și când are dureri foarte mari zice trebuie să facă liniște, toate zgomotele îl deranjează. Și, dragii mei, nu odată l-am văzut cerându-și iertare. Dacă în durerile respective i-a spus mamei Violetei, ce te rog să mă lași, nu s-a liniștit până când mama Urina n-a venit să-și ceară iertare de la ea. Nu există odată să nu spună mulțumesc frumos. Nu există odată. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai pe sus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii, pacea lui Hristos la care ați fost chemați să stăpâne, să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă, sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laude și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Și orice faceți, cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. De ce? Dragii mei, pentru că El și numai El ne-a recâștigat dreptul de a ședea pe scaunul de domnie, nu doar în veacul acesta, ci și în cel viitor. Amin.